Metrou din drumul Taberei se face cu bani europeni? Da. De ce durează cât Transiberianul? Sunt 12 km în drumul Taberei, Transiberianul are 12.000 de km. Ce pot să vă spun? E adevărat, noi am plătit acum la Ministerul Fondurilor Europene și partea de transport și de mediu. Și abordarea va fi următoarea. Cum a fost și în trecut pe partea de preaderare pe ISPA, transport și mediu, unde România a avut 99% absorție. Abordarea va fi aceeași. Pentru că ăsta e stilul meu de lucru. În primul rând, noi deja am scris tuturor constructorilor de pe fonduri europene. Și constructori și supervizori. Am o situație acum clară, pe fiecare firmă în parte, pe ce proiecte are în România, care sunt motivele de întârziere. În primul rând, noi vom ataca ce anume? Să rezolvăm toate obligațiile pe care le are statul român față de aceste companii. Sunt foarte multe claim-uri făcute, deci revendicări din partea firmelor, da? Pentru motive, unele justificate, altele nu. Acolo unde se justifică, trebuie să venim să plătim acelor companii. Orice modificare de contract care deja este depusă ca și solicitare, va trebui să fie soluționată. Și după aceea mesajul va fi clar cu fiecare companie. Își respectă obligațiile contractuale, rămân în contract. Eu le voi cere chiar să și devanseze o parte din lucrări în acest an. În cazul în care contractele nu se respectă, la cea mai mică întârziere, ele se vor zia, contractele, indiferent de numele companiei. De-aia spun, cei care din piață mă știu, știu că asta este abordarea mea. Respectăm contractul, suntem parteneri. Nu ne despărțim deci, fără niciun fel de problemă. Deci dacă o firmă de construcții nu-și respectă obligațiile contractuale și întârzie lucrarea, da, supervizorul are obligația să facă ce? Îl notifică pe constructor, îi se dă o notă de o notificare, o notă de corecție, să spunem. În timp în care, sau notă în care se pune foarte clar timpul și terme și elementele care trebuie respectate în caz contrar, contractul cade. Adică trebuie să revină la programul de lucru inițial, trebuie să-și revizuiască ca să-și recupereze întârzierile și multe altele. Asta este abordarea. Și am spus, indiferent de numele companiei, indiferent de cât de mare este la nivel național sau european, nu-și respectă contractul, pleacă din contract. Domnule ministru, este se stă. Există o groapă în fața favorit cinema, lângă cinema favorit, peste. O să învățăm foarte despre șantierele anul ăsta, să știți. De cine depinde să meargă mai repede în China? S-au făcut viaducte într-un timp mai scurt. De ce a durat 3 ani, 4 ani deci până acum? Încă 3 ani așteptăm să facă unii o groapă, să-i pună șine. Repet, nu este o filozofie. Este... Nu sunt bani de ajuns. Nu. Bani, a fost contractul prost făcut. De ce durează atât? Acesta este, ține de partenerul de autoritatea contractantă. Dacă ai autoritatea contractantă care să știe, să cunoască și să-și respecte contractul, în sensul să-l urmărească și nu să n-aibă niciun fel de îngăduință față de partener dacă era întârziat, în momentul acela partenerul de contract își va respecta cu siguranță obligațiile. Firma de construcție. Exact. Ia de devină pentru că altfel bani, pleacă. Că nu primește nu există niciun cuvânt. Pe parte de fonduri europene și pe orice contract de investiții, plății vor fi făcute la timp. Eu am și spus de foarte mult și am trecut, am spus, am făcut apel la toți beneficiarii, și privați și publici, vreau facturi la plată. Facturi la plată. Asta este un element foarte important în acest an. Fără foarte multe facturi, degeaba declarăm 80%. De asta spun. Noi vom fi încântați să primim cât mai multe facturi. Plata se va face. Noi am luat din trezorie peste 14 miliarde de ron pentru a asigura plățile curente pentru beneficiari. După care am cerut la Comisia rambursare. Deci problema de bani nu va fi niciun fel, niciun măcar o clipă în contracte. Eu să v-am spus, o să merg foarte des în fiecare județ în parte, pe fiecare contract de acestea mare și acolo unde mă uit frumos, simplu, mă uit pe program de lucru, văd exact eu cu ochii mei, da? În cazul care poate supervizorul nu este cel mai inimerit, atunci pleacă el. Pentru că, din păcate, în foarte multe cazuri, supervizorii sunt cei care creează probleme. Este obligați prin contract să mă apere pe mine ca și autoritatea contractantă. Să-mi spună clar, uitați, nu și-a făcut asta, asta e propunerea mea. Penalitate, reziere și mai departe.